Salutare tuturor, numele meu este Alex 6, după cum vedeți a revenit. Nu am mai postat de vreo 5 zile, 6, pentru că nu prea mi-a mers netul. Mergea foarte greu, nu se posta deloc. Și astăzi o filmez aici curtea găinilor și a rațelor. După cum vedeți este furtun întins, acesta este care ia apă de la pompă și aduc în solar. Sau unde mai trebuie aici. Se vor un simț pentru că am spălat cotețul acela, l-am umplut cu apă și pe la de jos era full de păduchi. Prepelețele, din păcate, nu mai sunt. Nu mi-am dat seama că au păduchi și au murit. Fazanii le-am dat drumul pe aici, la toți. Fazanițele bătrâne le-am sacrificat, am mai rămas fazanul bătrân. În bazinul arată aici sunt scândurile astea. Erau pline de păduchi, le-am băgat în apă acum, dar trebuie să le scoți și să schimb și apa. Le scoți și le pun, le aranjez undeva bine. A rămas alea așa pentru că nu mai puteam să stau acolo, mă umplusem și eu eram plin de păduchi. Acum am scăpat. Trebuie să mă duc acolo să văd dacă mai a trecut o zi de când am băgat apă. Adică aseară, nu o zi. Trecut o noapte. Să văd dacă mai este păduchi pe aici. Încă mai este ud un pic. Atât de spumână pe aici. Văd că mai sunt, dar vreau să cumpăr și niște soluții speciale. Am băgat aici toate scândurile care le-au la prepădițe, să nu mai aibă păduchi. Am aici o portiță provizorie. Pe unul, dacă îl vedeți acolo, s-a băgat să doarmă pe acolo, nu mai doarme sus pe casă acolo. Vreo 4 zile s-a învățat să doarmă aici. Acum doarme pe casă pe acolo, pe cotețul acela de porumbei, la vecini. Nu e problemă, nu prea îi deranjează pe vecini. Rațele astea sunt aici, bine. Asta e mama lor și ăștia pui. Am o cloșcuță acolo. Mai am încă o cloșcuță aici. Asta albă. Mai am o cloșcuță cu un pui doar. Din păcate, mai am aia și aia neagră n-a ținut pui. Nu știu ce, și asta a ținut doar unul. Din păcate. Știți că aveam 3 cloști. Mai am doar pe aia cu pui. Mi-a scos toate mi-a scos pui, dar nu mi-a ținut pui, nu mi-a ținut pui. Aici mai am un pui de porumbel. Hârâie acum, face urât, trebuie să-i cumpăr niște pastile, ceva. Este bolnav, a răcit. Ia vedeți. Vine la frumos, îl crește curcanii. Voltații. Mai am încă 6 pui de carne, mai trebuie să sacrific vreo 2, pentru că s-au îmbolnăvit. Au crescut foarte bine pe aici. Ia uitați. Smochinii ăștia au făcut și ei smochine. Ia uitați. Ăsta a făcut o smochină. Ăsta de aici. Să văd dacă a făcut ceva. Avea și ăsta, cred că nu le-a ținut. Ăsta de aici e plin. Și are și ăsta o smochină mare. Cum vedeți. Uitați aici păduchiul. Păduchea. Uitați. Mai e. Uitați ăsta. Acesta este foarte plin. Anul trecut sau cu un an jumate l-am pus. Nu mai știu exact. Toamna oricum. Se pune ăștia. Încă nu sunt coapte. Mai erau pe aici vreo două. Mă le văd. Ia uitați, s-a copt prea rău sau... Ia uitați. Trebuie să verific mai mereu. Am pus și băligana mai puternic pe aici, după cum vedeți. Și la toamnă sap și semăniară iarbă, gazon.
După cum vedeți aici, ne-am dat drumul la toate păsările. Acela nu știu ce a pățit, Australopul ăla. Un cocoș, nu știu ce a pățit. Ia uitați-l. El trăiește, dar lasă să facă mai mare și după aia îl sacrific. Mănâncă, e de vreo 2 săptămâni, așa, o săptămână jumate, 2. Aici ne-am pus să doarmă și astea. Ia uitați aici. Și doi papagali peruși acolo. Mai am aici doi banani. Iepuraica, din păcate, nu a fătat, nu a prins, nu mai este bun iepuroiul. Dar o să păstrez în aia 3. Uitați, găinușele, găini, puie și alea, Australop, ce frumos au făcut. Foarte frumos și încă nu știu ce, câte găini am și câți cocoși. Uitați, foarte frumos s-au făcut. Puiul acesta o să iasă alb, aici. Uitați, foarte frumos. Frumos, nu foarte frumos, foarte frumos. Coada de păuniță, era plină de băduchi. Furtunul acesta, când plouă, se scurge pe acolo de la astea, de la cușca asta, se scurge, vine în găleata aia, frumos cu furtunul, și se duce în solar. Dacă nu plouă în solar, tot se duce apă de ploaie în solar. Uitați, găinile astea din puie și sunt din găinile mele cu cocoșul acela bătrân. Cocoșul acesta și încă 3 puici. Mai am puica aia de acolo. Puica aia cu negru. Mai am pasă de aici, alb cu galben. Și asta. Albă. Pe unul, nu știu unde e exact. Vreau să vi-l arăt mai bine. Tot așa că nu-l văd. Ia uitați-l acolo, s-a pus la locul lui de somn. Ia uitați-l. Coada. S-a pus acolo pe coteț și acolo doarme. De vreo 2-3 zile. E bine acolo că e un pic ferit de caisul acela. Cam acesta ar fi videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți un like, subscribe, share și adă și prietenii mei și am lăsat cu bine, pa, pa!